Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, anunță faptul că România ar putea renunța la unul dintre vaccinurile folosite. Este vorba despre serul AstraZeneca. Începând din luna ianuarie, România ar putea renunța la utilizarea vaccinului produs de AstraZeneca. Valeriu Gheorghiță a spus că propunerea a fost trimisă Ministerului Sănătății. Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 a explicat că solicitarea se bazează pe lipsa de interes din partea populației și pe problemele privind managementul vaccinului. În acest moment, în România nu sunt disponibile doze de vaccin AstraZeneca, dar țara noastră urmează să recepționeze o nouă tranșă din acest vaccin pentru persoanele care au făcut prima doză.